Un nou slogan a început să prindă aripi, Roexit, ieșirea totală a României din Uniune. Un Brexit cu specific românesc. Poate fi la fel de bine o fază trecătoare ca atâtea alte trenduri politice, de care nu-și mai amintește nimeni. În plus, cel puțin momentan, doar un segment din populație pare cu adevărat decis să meargă până la capăt cu ieșirea României din Uniunea Europeană. Obiect intens dezbătut cu precădere în ultima jumătate de an pe unele grupuri și pagini publice de Facebook din România. Unele și-au pus chiar în titlu acest cuvânt. Majoritatea românilor vor ca țara să rămână în Uniunea Europeană, 3/4 din populație respingând atât ieșirea României din UE, cât și ideea de destrămării Uniunii celor 27 de state. Suntem la banii tot ai vechi, deci e un fals cu ce s-a intrat în Uniunea Europeană. Noi nu trebuia să intrăm nici ultimii, nici penultimii. Deci nu trebuia să intrăm niciodată. De când ne-a mințit Băsescu? Că la anul vom trece la euro, vom trece... De unde? Nu. Prea multe beneficii pentru poporul român n-au fost. 71% dintre români se opun ideii ca România să iasă din Uniunea Europeană, în timp ce 25% ar fi de acord cu asemenea perspectivă, iar 3,1% nu știu sau nu vor să răspundă. România n-ar fi trebuit să intre în Uniunea Europeană. Noastră că n-am avut așa de multe beneficii că am intrat în UE. Păi nu se vede. Nu mai avem flotă, nu mai avem industrie, nu mai avem teren agricol. Punând în balanță toate implicațiile asupra vieții economice și sociale, asupra familiei și vieții personale, 54,9% dintre cei chestionați consideră faptul că aderarea României la Uniunea Europeană a adus mai degrabă avantaje, în timp ce 40,8% sunt de părere contrarie.